Ok, haideți să facem numărul 3. Numărul 3, cei care ați ales numărul 3, să vă dau mai ia, să pun blițul, vai, era să uit bliț, ia uitați ce superbă, ce superbă culoare. Bine, superbă pentru că îmi place mie, dar ce ați ales? Haideți să vedem energia aceasta, Așa, energia aceasta, ce v-a adus? Verdele vindecă, verdele este chakra a patra a inimii, cred că e dragoste, vom vedea. Wow, dar ce dragoste, o dragoste ideală sau idealizați această poveste, ori ei vă idealizează, ori vă idealizați, ori și una și alta, aveți așa. Aveți cel puțin o picătură de unicorn în voi, personajul care vine spre voi. Știți că unicornii apar pentru cei care pot să-i vadă. Aici este frumosul acestei sau partea de echilibru a acestui simbol și a acestei povești. Putem să vedem îngeri, cei care credem în îngeri, cei care suntem deschiși să-i vedem. Putem să vedem unicorni, cei care avem această capacitate de visare și anticipare și eventual de a vedea, de a pătrunde, ia uite, de a fora dincolo de dimensiunea în care suntem. Acest personaj care vine este marcat de, este reprezentat de simbolul acesta am zis și la numărul 1, dar nu care, n-are nicio legătură. Personajul acesta este pe o cale spirituală, că e conștient, că nu e conștient, rămâne de descoperit și ei să descopere și voi să descoperiți dacă sunt conștienți că au intrat pe cale spirituală. Ei deja s-au ridicat sau se ridică, sau împreună cu voi se vor ridica din latura aceasta patru, cele patru elemente ale mamei Gaia, și intră în zona eterului, a căilor spirituale. Semnul alchimic al eterului, după cum vedeți, e un pic fosforescentă, da? E fosforescentă că așa, așa de bine. Și chiar reflectă curcubeu. Ia, vedeți? Vedeți ce frumos? Curcubeu, vai, toate culorile. Wow, ce frumos! Veți trece prin toate culorile, prin toate chakrele. Cred că și personajul a trecut sau urmează să treacă. Repet, are această capacitate de a visa, de a anticipa lucrurile. E și o lună foarte colorată. Unicornul. Și cu acest al treilea ochi, foarte pătrunzător, ar putea să manifeste în realitate tot ce poate să anticipeze. E un soi de vizionar. Idealist clar, artistic clar, ieșit din comun clar, dar altfel, nu ca alte ființe care vor, sau personaje, sau personalități care vor să iasă în evidență. Personajul acesta iese în comun, cred că și fără să-și dea seama. Dacă conștientizează cât de unic este, este unic, unic. Dacă conștientizează cât de unic este și mai și. Și dacă ai conștientiza unicitatea ta, divinitatea ta, frumos e să rămâi într-o zonă de modestie, de temperanță. Pentru că asta e specific. Are o puritate aparte, este un unicorn alb, da? Nu roz. E frumos. E frumos. Haideți să vedem ce alte mesaje vin. De la îngeri, apreciați pe cei pe care iubiți. Cărți, destul de ciudate, diverse, regele de pământ. Am zis că la unele etalări au fost mai multe cărți, la altele mai puține. Becoming. Hai să mai vedem aici. 10 de spade și roata norocului superb. N-am știut că a apărut diavolul. Diavolul, eremitul, și regele și cavalerul de bâte. Mi-aduc aminte, ăsta a venit odată cu ca un plus, ca o clarificare a diavolului. Cavalerul de bâte, energia sexuală, soarele și temperanța. Vai, ce frumos, ce frumos. Soarele și temperanța. Puh. Aveți aspecte sau ei? Da, ei au aspecte în leu și în săgetător. Aspecte. Aspecte.
Săgetătorul e marcat și prin Cavalerul de Bâte și Roata Norocului prin Jupiter. Haideți să mai vedem. Ce carte e asta, măi? Marele Preot. Latura sa luminoasă. Ia uitați-le. E un setul de cărți nou. Ia. Marele Preot. Natura sa luminoasă. Interesant că e o săgeată, iar semnul săgetătorului. Și, adică planete acolo, nu neapărat poate să fie ascendent, poate să fie nodul nord, sau alte planete. Doi de monede. Doi de monede. Marele Preot. Latura sa întunecoasă. Cărțile mele dark, pe care le folosesc prima oară în această etalare, chiar cu scopul de a vorbi despre latura întunecoasă a unei personalități. Ce apare aici? The Tower. Mamă, turnul. Vedeți? Ce cărți faină. Turnul. Și cât e aici? 8 de spade, 10 de spade. Am început cu spade, iar e o latură luminoasă, întunecoasă, pe care o experimentează uneori acest personaj. Ce ar mai fi aici? Ia să mai vedem. Întunericul, no sickness, deși are același număr 5, Marele Preot. Clarificat de iar un turn de trăsnet, da? Și de o greutate, de o greutate. Becoming, King of, devenirea, regele de pământ, cărțile și apreciază, protejează-i. Protejează și apreciază-i pe cei dragi. Da, interesant. Deci acest personaj foarte aparte, foarte sensibil, special, unic, unic. Cred că trece prin ceea ce se numește The Dark Night of the Soul, noaptea întunecată a sufletului. A început această călătorie spirituală. Este marcat, este reprezentat de acest unicorn, dar călătoria asta a început-o mai demult prin niște încercări prin care a trecut. Clar, cu acest 10 de spade, încheie un ciclu de mari trădări, dureri. Dar după cum vedeți, în aceste de cărți, nici nu ating spadele, corpul uman. Omul este mai mult doborât, interesant, de energia acestor spade. De energia acestor cuvinte, gânduri, care vin, interesant, un atac. Un atac mental, verbal, care a fost direcționat către el. Interesant că e Căprioara și Capricornul. Probabil că pentru unii această conjuncția care a fost în Capricorn în ultimii ani a fost foarte intensă. Oarecum o încercare dură de la doborât energetic la pământ. Și zic eu, o călătorie spirituală, o încercare, o lecție, pentru că eremitul caută lumina. În spadele acestea, în durerile astea, în acest atac, el a trebuit, trebuie să găsească lumina. Lumina lecției și lumina interioară. Da? În acest diavol, diavolul s-ar putea să fie frică pentru unii. Frica să iasă din niște dogme. Frică de ceva, o să mai discutăm. Acest personaj trebuie să-și găsească lumina în întuneric. Și am zis, lumina sa și lumina lecțiilor. Dar ce frumos este că 10... și 10. 10, interesant, 10 de spade și 10 de la roata norocului. Ce simt. 10, 20. 20 este judecata, știți, în tarot este reprezentat de judecată. Anul 2020 a fost marcant, însă se pare că iese din această energie foarte dură, tocmai în direcția lui Jupiter. Jupiter, știți, guvernează nu doar săgetătorul, guvernează și peștii. Aici este o figură mai mult potrivită pentru zodia peștilor.
Dar unde vreau să ajung? Vreau să ajung că zodia Piștilor guvernează necunoscutul și visele și credința, da? Și idealurile. Aici este Jupiter. Trebuie să învețe să creadă și să iasă, o fi învățând, va învăța, deja învață, a învățat, iar variază. Sau poate toate în același timp, pentru că în timp ce învățăm un lucru, deja am învățat altele. Știți că se suprapun, ca și timpul. Nu îl putem delimita, nici lecțiile, nici lucrurile la un moment dat, chiar dacă sună ciudat. Roata norocului începe să se schimbe. Eventual, prezența, interesant, întâlnirea karmică dintre voi îi schimbă, îi scoate din această decădere mentală, fizică, energetică. Puf! Și le aduce aminte prin prezența voastră în viața lor că ei trebuie să-și aducă aminte pentru că este să-și deschidă al treilea ochi, să vadă de fapt cine sunt, ce potențial au. Ei trebuie să se regăsească în această vie. Sunt reprezentați de unicorne. Și energia atât de frumoasă o mai vedem doar în energia sexuală dintre voi. Și aici în roata norocului. Și pe aici, pe acolo, și doar, să zic, într-un fel sau altul, în Marele Preot și cam atât, și în cărți. Și în cărți. Această energie ideală, frumoasă, nepământeană. Este o ființă nepământeană. Și dacă sunteți și voi nepământeni, le aduceți aminte de cine sunt. Puf! Puf! Foarte marcați, nu doar de Jupiter, dar și de Uranus. Uranus care aduce dureri, aduce, să știți, aduce dureri, aduce rupturi, aduce multe, multe situații neplăcute. Turnul apare într-o formă sau alta de două ori. O latură negativă trebuie să o depășească. Faptul că s-a dărâmat lumea sa emoțională, mentală, eu știu, poate chiar fizică, la un moment dat, prezența voastră îi ajută să reconstruiască. Pentru că este un noroc. Da? Un noroc. Și îi ajută să reconstruiască, să-și recapete cheful de viață după această experiență foarte, foarte urâtă pe care au avut-o. Probabil că la un moment dat, în paralel, o mai au până încep să manifeste această lumină. Lumină, reconstrucție personală și încrederea de a vă cuceri, de a-și recuceri viața, energia, idealurile. Cavalerul de Bâte e foarte, foarte idealist. E tot un cal, da? Și chiar dacă unicornul nu are bâtă, are un soi de bâtă în frunte, da? Alte trăsături. Acest diavol, probabil, mult mai sigur, foarte sigur, că există o zonă luminoasă a lor, cu Marele Preot, care se regăsește și în zona luminoasă și în zona întunecoasă. Tradițiile în care au fost crescut, educația pe care au primit-o, cultura pe care au primit-o, i-a ținut în lanțuri. În lanțuri care țin de frică, nu neapărat de sexualitate. Sexualitatea este superbă între voi manifestată. Este, cred că, cea mai frumoasă reprezentare sexuală pe care au avut-o celelalte numere. Dintre toate celelalte numere. Însă, acest personaj vine dintr-un mediu foarte toxic. Că s-a ridicat, că urmează, că împreună vă ridicați, variază. Însă vine dintr-un mediu foarte toxic, în care oamenii au încercat să-l doboare sau să o doboare. Oamenii au încercat să-i țină lanțuri, să-i manipuleze din punct de vedere sexual, să-i manipuleze prin contracte karmice la locul de muncă, prin jocuri mentale, prin atacuri mentale, poate chiar prin magie neagră. Însă, se pare că acest personaj și-a ales, a intrat deja pe calea spiritualității, sau dacă n-a intrat de mult timp, de curând a intrat. Am zis, repet, pentru că e important, conștientizează că e cazul să-și găsească lumina. Are de studiat, să-și studieze această schimbare de energie pe care trebuie să o producă în viața sa personală și în relația cu voi doi, dintre voi doi.
Eremitul se însingurează tocmai ca să scape și să înțeleagă și să scape și să înțeleagă acest diavol, ce a vrut de la el, ce capacități de, eu știu, dominare poate să aibă acest diavol și ca să scape de el s-a însingurat. Uneori, dragii mei, și însingurarea, chiar dacă acest personaj nu manifestă diavolul, ar putea să fie, pentru că așa simt, ar putea să fie alte personaje din viața lor care influențează. Însingurarea în sine poate să devină toxică, pentru că și călugării au tentațiile lor. Însingurarea, dacă omul acesta sau bărbat, femeie s-a însingurat în dorința de a căuta spiritualitatea, dacă e conștient că are o cale spirituală unică și cred că, repet, pentru unii poate să fie conștient, pentru alții e pe cale să conștientizeze. În momentul în care conștientizează acest personaj cât este de unic, de special, de nepământean, va intra în însingurare. Că a intrat, că va intra, iar variază. Acum apare acest cavaler de bâte, care este chimia dintre voi doi, chimia care schimbă această energie, schimbă această roată, roată despre care am vorbit, roata aia pe care au fost trași. Horia Cloșca și Crișan era o roată. Era o roată a torturilor. Ba este ușor, ba e greu, ba e ușor, ba e greu. Când se termină acest balans? Însă, împreună cu temperanța și cu soare, trebuie să vă găsiți lumina împreună și eu cred că o veți găsi în primul și în primul rând în momentul în care vă veți manifesta această atracție, pentru că nu este doar atracție fizică. Măi, e o chestie foarte intensă, karmică, de destin, nepământeană. Of, dragii mei, ce frumos! Ce va fi între voi vă va vindeca și pe unul și pe celălalt. În primul rând pe ei, pentru că vorbim de ei, da? Și ei au capacitatea să vă vindece pe voi, pentru că dacă îi întâlniți, nu întâmplător are loc acest contact, această conexiune. Tocmai pentru că sunteți. Ce sunteți? Sunteți suflete pereche, aveți un contract spiritual, spiritual nu altfel. Și voi vindecați și ei vindecați și uite așa manifestați. Temperanța am zis că este, uf, da. Nu știu despre cine vorbesc, poate nici voi veți trăi și veți vedea, pentru că vorbim de o viitoare iubire. O simțiți? Cu intuiți, cu anticipați și voi și ei, iar variază. Am zis de nu știu câte ori că temperanța este singura carte care anihilează diavolul. Pentru că temperanța ce înseamnă în tarot? Înseamnă acel personaj cu înger, cu două cupe, da, două cupe care trebuie echilibrate, două cupe cu apă, cineva care are un picior într-un lac, da, e o carte foarte frumoasă. Este cartea creșterii spirituale, a legăturii cu îngerii tăi protectori, cu arhanghelii de lumină, cu ghizii tăi spirituale, echilibrarea emoțională și energetică, conștientă și fizică, vindecare fizică, pentru că acele, și aici la fel, acele vase cu apă pot să fie medicamente, care te vindecă de frici, de depresii, de adicții, de obsesii. Obsesia că oamenii sunt răi, că vei experimenta încă o dată, de neapărat chestii sexuale, nu e obligatoriu. Asta e partea nu știu câta. Da? Eu cred că acest personaj a suferit foarte mult. Foarte mult. Și are tendința un pic la depresii. Din cauza acestor elemente foarte brutale, e un turn în umbra sa, este o deconstrucție în umbra sa datorită acestor influențe negative. Puh, și Uranus, probabil, undeva în harta natală. Dar, cum am zis, acum, cartea aceasta este, face parte din setul de cărți cu conotații sexuale, da? Și ce minunat! Apare soarele. În momentul în care veți fi împreună și veți manifesta această atracție teribilă, că acest cavaler de bâte sunteți voi, că sunt ei. O latură a lor care trebuie retrezită, da? Trebuie să se ridice la o nouă viață și chef de viață și dorința de a explora, nu de asta singuri, de a explora viața
Dar pentru asta trebuie să-și găsească măcar o parte din lumină. Că lumina se găsește nu doar în întuneric, se găsește și în plin câmp, în plin deșert. Da? Aici este. Trebuie echilibru. Ei trebuie să-și regăsească cheful de viață și cred că momentul în care veți fi împreună va fi teribil, dar nu teribil, poate cuvântul este prea întunecos, teribil, va fi fabulos, fascinant, de o profunzime și de o lumină impresionante, pentru că vă veți vindeca unul pe celălalt cu răbdare, va trebui să aveți răbdare. Clar veți face dragoste cu răbdare, deci nu va fi o nebuneală, nu veți sări unul pe celălalt. Mai vă veți atinge cu atâta tandrețe și atâta lumină în fiecare gest, încât toate rănile se vor vindeca și din partea voastră și din partea lor. Wow, ce simt acum la voi. Văd aceste lebede în spate, da? Și mi-aduc aminte, știți de ce poveste mi-aduc aminte? A lui Anderson. Am uitat titlul, dar era o soră care trebuia să croșeteze din fire de urzică haine pentru frații săi, ca să-i scape de o vrajă. Acum, eu cred că sunteți în aceeași familie spirituală, am zis că și ei sunt unici și voi sunteți unici. Și unul dintre voi trebuie să... Sau și unul și celălalt. Vă așteptați de foarte mult timp. Vă așteptați să ieșiți din vraja experiențelor anterioare a familiei, pentru că sunt frați, dar a familiilor, poate chiar a fraților, a părinților, a societății, frați, poate să fie frați de cruce, prieteni, da? Și să vă întâlniți voi, frați, interesant, Twin Flames, este, da, cred că sunteți unii dintre voi Twin Flames, flăcări gemene, pentru că flăcările gemene sunt simbolizate de gemeni, da? Și atunci sunteți frați, sunteți din aceeași familia zi spirituală, din același soare, din aceeași flacără. Băi, deci nu se poate, înțelegeți? Nu mă am cuvinte cum să exprim atâta frumusețe și lumină și noblețe. Da, vorbim de sexualitate, dar și de noblețe, cum vorbim de soare și temperanță. De momente înălțătoare. Eu cred că îl veți simți pe Dumnezeu în voi. Știți ce înseamnă asta? Dacă nu știți, veți ști în momentul în care veți fi împreună. Îl veți simți pe Dumnezeu în voi. Veți simți cum curge lumina în voi în momentul în care faceți dragoste. Și acest diavol se va anihila prin aceste momente de profundă sexualitate și spiritualitate. Vă veți trezi continuu la fiecare contact. Vă veți trezi, veți recunoaște natura voastră divină. Soare, unicorn. Wow! Latura sa luminoasă, 2 de monede și Marele Preot. Cred că acești oameni pot să predea despre întuneric și lumină, că două monede sunt luna și soarele, dar latura, să zic, lecția luminoasă dintr-o noapte, da, lumina, ia uite, lumina în noapte și norocul, lumina, Jupiter, soarele, care vine pe alte căi. Deci, cred că acest personaj, pe de-o parte, are capacități de lider, dar poate să echilibreze această lumină diurnă cu lumină nocturnă. Ce mai simt? Interesant, văd și săgetător și pești. Am vorbit săgetător și pești la unicorn, da? Poate să concilieze oamenii, poate să echilibreze energiile în oameni. Eventual are două activități, una spirituală și una mai puțin, adică nu neapărat spirituală, una materială care aduce echilibru financiar și alta care aduce satisfacții spirituale. Are cu acest mare preot dorința să-L cunoască pe Dumnezeu, să descopere legile divine, pentru că vorbim de legi la Marele Preot, vorbim de legi
exprimate zi de zi, nu în secret, ci în public. Și chiar dacă nu ajunge acolo, va ajunge în momentul în care se echilibrează doi de monede. Deci este în poziția, dacă n-a ajuns acolo, își dorește o relație stabilă, tradițională, este un om sau o femeie, bărbat, nu contează, așa, un om nu tradițional, un om serios. Un om serios. Este o persoană serioasă. Nu vrea să rănească pentru că a fost rănit și știe ce înseamnă asta. Și latura sa luminoasă, doi de monede, înseamnă că va încerca să echilibreze tot timpul, plus, minus, situațiile, da? Ca să fiți aici, stabili. Să păstrați această legătură spirituală. Latura întunecoasă, turnul și 8 de spade. 8 de spade este o cușcă mentală în care a fost ținută programele mentale, am zis, atacurile mentale și programele mentale ale familiei, ale societății, ale prietenilor, chiar ale dușmanilor, că știți, vorbim cu unii și cu alții și ne aruncă vorbe. Și l-am dat, personajul acesta atât de sensibil, a fost marcat și e în continuare marcat de acele cuvinte, e într-o cușcă. Uneori intră, revine într-o cușcă. Ca un trăsnet se produce această revenire la niște amintiri. Se blochează niște amintiri în care s-a dărâmat totul. Dar la fel, de ușor, tot ca un trăsnet poate să treacă în lumină. Acest trăsnet, că apare aici trăsnet, acest turn, această energie impredictibilă, îl trimite și în zona de depresie, de blocaje mentale, dar îl trimite și înspre căutarea luminii, a echilibrului, a legilor divine. Clar îi place arta gotică, ca și mine, da, îmi trage ce cărți. Ce mai simt. Într-un loc în care a stat, a fost guvernat, a fost influențat de un înger întunecos. Știu, nu vreau să vă sperii, dar îngeri sunt îngeri căzuți care umblă pe pământ. Poate cândva o să vorbim despre așa ceva. Și uneori preiau câte o locație, preiau și personaje. Într-una din locațiile în care a stat, a existat această teribilă influență, ia uitați. Acest diavol are aripi, da? Cincisprezece aici. Da. Ce nu mai fi de spus? Acest întuneric asta este. Pentru că marele preot apare aici sub forma întunericului, a negândirii. Negândirii. Ca un detaliu despre viața acestui personaj. Aici este, uneori, îi este teamă acestui om să iasă din tradiții pentru că e teamă că va fi judecat. Pentru că a fost crescut în niște dogme, programări mentale, am zis. Alteori iese și își dă seama că, de fapt, acele programări au avut un rost ca să-l transforme, au o doză de lumină, își regăsește echilibru și îl caută pe Dumnezeu dintr-o altă perspectivă. În sensul că vede lumina în întuneric, interesant că și aici întuneric, da? Vede lumina în întuneric și aici este lumină în întuneric. Își găsește ancora în acest întuneric. Într-un mod neașteptat, cum am zis mai devreme, depresie și turn, într-un mod neașteptat. Își găsește ancora în întuneric, în experiențele pe care le-a mai trecut. Cred că și întâlnirea dintre voi este marcată de acest turn. O întâlnire neașteptată, o întâlnire karmică neașteptată, care pe de-o parte produce și obsesii în singurare și din partea lor, în primul rând. Obsesii în singurare, e o greutate, the burden, care le atârnă pe umeri. Pot să fie și alte responsabilități, apropo de marele preot și tradiții și familie și societate și job, da, pe care le duc pentru că, păi, așa a fost învățat, că așa e corect să le duci.
Și totuși e turnul ăsta. E această energie uraniană, zic eu. Turnul trăsnetul. Transformare personală în acest trăsnet. Se regăsește acest personaj. Într-un mod neașteptat s-a regăsit, își regăsește lumina și în primul rând, într-un mod neașteptat vă regăsiți voi aici. Voi împreună, voi când faceți dragoste, astea sunt cele mai luminoase cărți. Bine, și acestea două, latura sa luminoasă și roata norocului, să zicem. Dar totuși, cele mai luminoase sunteți voi. Voi radiați, măi, eu dacă, cred că dacă s-ar putea filma când veți face voi dragoste, dar nu filma, nu, că e bine, e aiurea ce zic, nu. Dacă s-ar putea înregistra pe un dispozitiv energia pe care o generați în momentul în care sunteți împreună, cred că s-ar produce acest turn în jurul vostru. I-a trezit și pe ceilalți. Și nu zic că, v-am zis, nu este vorba de o pasiune de-asta toxică. Nu, voi vă treziți și vă vindecați. Intrați într-un canal de lumină. Așa vă simt. În continuare, becoming. Becoming. Becoming ca și detaliu despre ei în legătură cu voi. În prezent sau cu voi, ei vor deveni altfel. Se vor umple aceste spații goale. Vedeți că sunt niște spații goale. Ei, aici este soarele care trebuie să intre. Spațiile acestea goale. În momentul în care penetrați aceste spații goale, nu se vor umple cu dorință, cu obsesie, cu atracție, se vor umple cu lumină, cu recunoaștere a ceea ce sunteți, că voi împreună sunteți o singură flacără. Voi împreună vă vindecați și împreună puteți să-i vindecați și pe ceilalți. Acum, dacă îi întâlniți, spuneți-mi și mai facem o etalare următoare. Alt detaliu despre acest personaj, regele de pământ, personaj stabil, care cu regele de pământ și marele preot, cu autoritate, cu capacități de conducere, un om profesionist care poate să coordoneze pe ceilalți, care poate să dea sfaturi autorizate și înțelepte, regele de pământ. Că e bărbat, că e femeie, nu contează. Regele de pământ e o persoană matură, asumată. Varianta sa superioară, evident. Își dorește și stabilitate financiară pentru că e conștient, fiind atât de unic și de, nu neapărat aerian, nepământean. Am zis că încearcă, latura sa luminoasă încearcă să materializeze și pe în 3D și în zona spirituală. Și un job material, regele de pământ, și o activitate spirituală. Este conștient că trebuie să manifeste această energie pământeană. Să fie un profesionist. Ce altă carte vine? A mai venit cărțile. Vă conectați la scopul vieții voastre prin cărți. Probabil că anumite cărți sau discutând despre anumite cărți sau vă veți întâlni într-o bibliotecă ori discutând veți descoperi că vă plac aceleași cărți sau unul îi recomandă o carte celuilalt și se produce schimbarea. Deci clar e o schimbare, că am zis că este într-o schimbare. Poate unul scrie, posibil acest personaj să-și scrie, să-și dorească să scrie despre toate situațiile prin care a trecut, să-și dorească să scrie o carte, eventual să dea sfaturi, că o fi spirituală, că o fi de coaching, că o fi de viață. Își dorește să scrie o carte, clar. Poate chiar a început să o scrie unii, sau are o viziune, sau acum caută, se documentează. Posibil pentru alții, dacă sunt mai tineri, caută în cărți soluții la această transformare, cum să găsească lumina.
Verde. Interesant, dar ia uitați ce frumos. Latura sa lor luminoasă este marcată de acest verde. Verde. Au nevoie să înflorească clar. Și cred că vor înflori alături de voi, prin voi, într-un fel sau altul. Și în momentul în care veți fi împreună, va trebui să vă protejați de atacurile acestea care au mai venit. Și cred că și în viața voastră, nu doar în viața lor, își vor dori să vă protejeze. Numărul 10, numărul 1, de fapt. Vor dori să materializați. Vor conștientiza că împreună sunteți o comoară, treasure. Și cred că amândoi veți fi conștienți că o comoară trebuie ținută în secret, interesant cum vine mesajul, și protejată bine, bine. Dar să, bine, nu cred că e cazul la voi, pentru că aveți emoții și aveți, emoțiile se simt aici, în viața voastră sexuală. În viața voastră sexuală. Mai este o prietenie, o relație absolut ciudată, dar foarte interesantă. Și clar, vă veți iubi unul pe celălalt foarte profund, cum a zis mai devreme, confirmă soarele și temperanța. Vă veți iubi foarte mult. Dar ce frumos la această greutate, că e similar cu șase de spade. Cred că în preajma voastră, brusc, ca un trăsnet, se vor debarasa de toate aceste greutăți. Oamenii care le stau în cârcă și le cer, aia, 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 aia. Ia uite, aici sunt ei obosiți, aici sunt ei obosiți. Brusc. Gata. Ca și când aș arunca acum toate cărțile, că așa face Uranus. Bine, mai fac și eu, dar nu în fața camerei, că nu-i frumos. Da? Și ar zice, gata. Acum fac cu tare. Da, frumoasă etalare. Frumoasă etalare. Intensă, chiar dramatică și profundă. Acest capricorn nu cred că e al vostru, nu cred că vă reprezintă. Nici pe ei. Repetam senzația că ar putea. Într-adevăr, cu 8 de spade și capricornul, ați putea să faceți o obsesie unul pentru celălalt, da. Dar dacă reușiți să manifestați latura luminoasă sau să-i încurajați să manifeste această latură luminoasă, cărțile, latura creativă, intelectuală și iar prin sexualitate, voi vă vindecați, vă vindecați pentru toate karmele pe care le-ați adunat de-a lungul vieților și în viața asta prin experiențele anterioare. Wow! Ce frumos! Ce frumos! Sper că v-a plăcut. Ah, fizic! Verdele, iar! Să fie marcant pentru unii, nu obligatoriu. Doamna are tendința să aibă din când în când sau mai des sau poate chiar o fi natural părul roșu sau și-l face roșu sau are un păr frumos, doamna. Despre domn... Despre domn... Cred că domnului place verdele foarte... Da, și doamnă. Posibil să aibă ochii verzi. Părul mai scurtuț, nu are părul lung, șaten. Dar doamna tinde către părul roșu, poate blond. Un șaten așa mai spicat. Dar nu vă fixați doar pe asta. Important este să asimilați informațiile pe care le-am
expus mai devreme. Cam atât deocamdată, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Ok, am revenit cu numărul 4. Numărul 4 care ați ales, ce ați ales, brățarea neagră, cu cele 7 ceacre. Într-un fel căutați spiritualitatea sau dacă nu, căutați în felul vostru, poate prin meditații, și asta țin de spiritualitate, să zicem, să vă echilibrați ceacrele și să vă folosiți cât mai multe potențiale. Haideți să vedem. Viitorul personaj care apare. Zebra. Un personaj foarte unic, dar nu ca numărul anterior. Personajul acesta iese în evidență prin felul în care se îmbracă, prin felul în care se manifestă. Are așa niște opoziții, alb, negru, dungi. Trece dintr-una într-alta. E semn de foc, cavalerul de foc, foarte pasional, foarte năzdrăvan, năstrușnic. Probabil că apare într-un mod neașteptat. Iese în evidență. Îi plac printurile de animale, acest personaj, da. Și are un fel foarte creativ de a vedea lucrurile. Foarte creativ și colorat, să zicem. Vedem ce mai simt. Haide să așez cărțile. Ce frumos. Sunt două cărți aici. La voi au venit două. De spate. Interesant. Vedem cum le legăm cărțile. Mesajele. Energia sexuală dintre voi. Ia. Zebra Libra, am vrut să zic. Că o fie planete în semn de aer, Libra, mod special, adică balanță, posibil pentru unii. Zebra Libra. Așa, acum confirm, pentru că stătea așa, rămăsese nespus. Asul de spade, valetul de spade, regina de monede, e a doua oară când apare, 10 de bâte. Latura luminoasă, cât este? Dar e drăguț că a venit invers. Și asta ce este? 8 de bâte, latura. 8 de bâte, latura întunecoasă. Alte detalii? Meditații și nebunul. Dar cred că e balanță. Sau bine, nu balanță, musai. Că nu vreau să vă fixez cu planete acolo în balanță. Sau eventual cu planete în casa a 7-a. Iar văd aer nouă de aer. Ok. Acest personaj are o minte foarte năzdrăvană, minte aventuroasă. Însă, uneori am zis că trece din alb în negru. Din alb în negru. Trebuie să învețe să vadă lucrurile, trebuie să învețe, acum că o învăța cu voi, că e pe care să învețe, că așa, trebuie să învețe să vadă lucrurile creativ și să se manifeste pasional în foc, că-i semn de foc, într-un mod creativ. Asta pentru că uneori își face foarte multe gânduri, uneori este într-un stres teribil. Este o carte care vine ca un plus de detaliu, nouă de aer. Și din cauza acestui stres, nu poate manifesta. Mâinile sunt legate de acest stres. Dar am zis, în mintea sa, interesant, în mintea sa e un adevărat univers. Uitați, da? Aici, între ochi, e un triunghi colorat, aici, e o adevărată constelație, sistem de planete, vedeți? Deci felul în care gândește sau trebuie să învețe să gândească ea. Așa, da? Este foarte special. Dar ca să manifeste acest special, această unicitate, dar e altfel de unicitate, nu ca la numărul 3, trebuie să iasă din stres. Pentru că nu poți să manifeste în stres.
Așa. Nu poți să manifesti un stres. Trebuie să fii cu inima deschisă. Din acest motiv, acest om, acest bărbat, femeie, ce trebuie să învețe să se liniștească. Am zis că are mult stres, ia uitați, înconjurat de gânduri. Gânduri. Gânduri negative. Ce a zis cu tare, ce a făcut cu tare, dar de ce aia, de ce cealaltă, trebuie să învețe să se calmeze. Calm down, calm down. Tipic balanțele. Sau cine are planete acolo. Dar nu neapărat. În fine. Sau alte aspecte planetare, poate cu Uranus, poate Mercurie, cu Marte, știți, sunt multe, multe. Trebuie să învețe să se calmeze. Probabil că știe că uneori nu vorbește, alteori trece la acțiune. Însă, partea bună a acestui personaj este partea frumoasă, luminoasă. Eu nu citesc cărțile în ordine, cum simt eu că trebuie să vină. Este 5 de spade, tot spade, dar este invers. 5 de spade care în general înseamnă argumente. Da? Faptul că a venit invers, acest personaj își dorește pacea. Își dorește liniștea. Tocmai pentru că știe ce e stresul. Și nouă este o experiență pe care probabil nu vrea să o mai trăiască. Frumos ar fi să reușiți, cred că la mesajele de la Înger o să vedem, să reușiți împreună sau în preajma voastră să reușească să materializeze acest univers. Are idei foarte frumoase, dar nemanifestate foarte multe repede din cauza stresului. Am zis că nu-i place să se certe. Uneori, poate chiar și o critică, un cuvânt să fie prea mult pentru ei. Trebuie aici iar un echilibru, să nu înțeleagă o sugestie sau o critică constructivă ca pe un atac. Iar. Pentru că dorește prea mult această pace mentală. O dorește, chiar dacă nu o manifestă deocamdată. Cine știe, poate după cât timp de meditații. Am vorbit de meditații, interesant, am vorbit de meditații de chakra, uite cum apare și meditația, turning in. Are tendința să intre în ei, ca să-și calmeze mintea și emoțiile. Și e bine, dacă faci acest lucru, e bine. Ok. Acest semn. Îi place foarte mult acest semn. Acestui personaj îi place foarte mult să comunice. Și comunică în adevăr. Asul de spade, care dorește, e victorios, luptă pentru victorile sale cu responsabilitate, se consumă chiar pentru victorile sale. Are puterea să se lupte cu tot ce este în jur ca să-și obțină victorile. Dar nu în sens negativ, nu oportunist, nu. Dacă și-a descoperit această latură creativă, acest triunghi colorat este și mai și. Este minunat. Iar aici este zebra, aici este un cal, este Pegas, nu orice fel de cal. Dar interesant că nici aici nu este orice fel de cal, e un Pegas și nici acesta. Zebra seamănă cu un cal, e un cal cu dungi, da? Până la urmă, e un cal cu dungi. Asta e adevărul. Dar calul ce înseamnă libertate? Ce mai simt? Ce mai simt? Ce mai simt? Simt că trebuie să rupă niște o karmă cu cine, cel puțin o karmă, o legătură karmică cu cineva, pentru că 9 de spade. Acum dungile astea le văd ca pe niște spade. Și sunt destule spade în această prezentare. Aici este. Trebuie să găsească libertatea, că 9 ține de Jupiter. De casa al săgetătorului, să-și găsească libertatea între gândurile acestea care îi tensionează. Și asta înseamnă să învețe prin adevărul pe care îl exprimă, prin victoriile pentru care luptă cu putere, să reușească să se desprindă de o karmă. Dar are tendința să caute adevărul, are tendința să spună ce are de spus. Are tendința aceasta. Uneori, cu acest valet de spade, poate că tace și spionează, pentru că tace, turning in, se izolează ca să se calmeze, dar
se calmează, dar și analizează. Sau mai bine zis, investighează. Da, îi place să și investigheze. Îi place să studieze. Să se joace... se joace. De ce am zis asta? Îi place să se joace? Da. Uneori se poartă ca un nebun, pentru că valetul de spade nu e tocmai matur. Ar putea să fie foarte matur, dar uneori manifestă o latură imatură. Am zis, este alb și negru, trece dintr-una într-alta. Dintr-una într-alta. Ori vorbește cu dreptate, cu seriozitate, cu victorie, cu temei și manifestă lucruri cu temei, ori tace, spionează, eventual se poartă ca un nebun, da? Ori este ca un guru, da, profund, și manifestă emoții profunde, ori trece în extrema cealaltă și e nebun și se aruncă în, eu știu, situații riscante, riscante. Pentru unii, acest personaj adoră să meargă pe munte. Adoră să meargă pe munte. Acest personaj îi place să-și asume responsabilitățile. Acestui personaj îi place să creeze, să-și creeze stabilitatea sa, se regăsește regina de monede de două ori și în viața sexuală și în viața de zi cu zi. Are o latura sa pământeană și asta e bine că îl mai aduce cu picioarele pe pământ, pentru că am zis că are tendințe foarte extremiste. E bună cuvântul, extremist. Și cărțile sunt destul de dezorganizate. Le-am pus în ordinea în care au venit informațiile, nu mai bine zic cărțile, informațiile care vin despre acest personaj sunt nu dezorganizate, aș spune. Par incoerente, sunt tot așa, ori informații bune, ori informații negative, alb-negru. Ok. Acestui personaj îi place foarte mult să creeze, este fertil, aveți grijă când, dacă veți fi împreună, să nu... aveți copii într-un mod prea rapid. Este creativ. Îi place. Mai. Îi place să se lupte pentru stabilitatea sa. Și să își creeze o familie. Își dorește să-și creeze o familie. Acum, în cât timp și-o va crea, iar, că și-o va crea cu voi, dar chiar e dispus la victorie, începeți o nouă, împreună veți începe un nou tip de relație, ceva nou. Veți sparge niște lanțuri, niște... tipare? Pentru că teaca e ca un tipar în care stă. Îți sparge niște tipare pe care le-ați experimentat și ei cu voi și voi cu ei. Apare 10 de bute. Acesta poate să-i reprezinte pe ei dispuși să se asume responsabilitatea în anumite condiții. Dacă voi vă simțiți aici regina de monede, care îi aduce cu picioarele pe pământ și îi mai calmează, pentru că sunt destul de zbuciumați așa ca stil,
Dacă voi vă simțiți aici regina de monede, pentru că apare și în viața sexuală și în viața de zi cu zi, puteți să vă regăsiți și voi în această etalare. Sunt dispuși să muncească pentru voi și să vă slujească cu toată energia de care dispun. Sunt dispuși să să lupte cu puterea, să lupte pentru această relație. Și împreună cu voi, chiar dacă nu sunteți regina de monede, să creați această moștenire de lumină. Moștenire, regina de monede, regina de monede și puterea, puterea de a se lupta. Împreună, cred că își vor descoperi această nevoie de stabilitate. Își vor dori victorie împreună cu voi. În general, sunt victorioși, atrag atenție, am zis. Dar altfel, vor dori altceva, ceva care îi scoate din această teapă, care îi scoate din tiparul pe care l-au trăit până acum. Vor dori să trăiască altceva împreună cu voi. Există o femeie, deci rămâne de văzut, dacă voi sunteți femeie și acesta este un bărbat, dacă voi sunteți bărbat și aceasta este o femeie, partea feminină sau energia feminină, mai bine zis, cine manifestă energia feminină, divină, cine manifestă această regină de monede, ochii, dochii, așa, vedeți, are tendința să protejeze pe celălalt. Da? Este aici un personaj, vedeți, mai mic și altul mai înalt. Aici protejează, parcă e tot o doamnă cu părul lung, da? Acest personaj dă stabilitate relației. Repet, că sunteți voi aici, că sunt ei o latură a lor pe care și-o descoperă alături de voi, este minunat. Pentru că în tot acest buciun pe care l-au manifestat, ei trebuie să crească. Și să manifeste altceva. Mesajul de la înger spune să vă place, care-s cuvintele? Like attracts like. Arătați că vă place sau ce vă place și ei vă vor arăta ce le place sau că le place. Dacă vă doriți mai multă dragoste, fiți iubitori. Aici este. Personajul acesta nu cred că a manifestat foarte multă dragoste, sensibilitate, nici chiar stabilitate. Cred că e mai tânăr personajul. Nici chiar stabilitate sau e rebel. Ah, e cu un personaj rebel. Nu cred că a manifestat un anume tip de relație. Pământeană, senzuală. Dacă reușiți să le arătați că voi vreți așa ceva și ei vor manifesta. Ceea ce vă place vouă, le va place și lor. Depinde de voi. Și dacă vă doriți să vă iubească, trebuie să le arătați dragoste. Chiar dacă sunt rebeli. Deci oamenii ăștia, am reușit în final, am primit răspunsul sau l-am găsit, eu nu știu. Am găsit. Deci oamenii ăștia sunt rebeli. Și trebuie să-și găsească ancora. Clar, în această relație își vor găsi ancora, pentru că timp iar variază. Deși, în aparență, personajul este mai nebunatic, mai ciudat, mai pasional, dar când pune pasiune, pune tot ce are, se consumă la maxim. Asta pentru că își dorește, cu această putere și Asura a venit totuși în azi, își dorește victoria cu voi. Își va dori victorie cu voi. Alt mesaj spune, întoarceți-vă la ceea ce iubiți, reevaluați-vă dorințele. Cred că
Am zis, așa rebel și ciudat și zbuciumat cum e personal. E o personalitate foarte greu de descris. După cum vedeți, nu știu dacă s-a ascultat la alte numere. Această etalare și cărțile vin foarte ciudat. Ba așa, ba așa, ba așa, ba așa. Parcă... nu are liniște. Cred că în preajma voastră și împreună cu voi se vor întoarce la vor învăța și în primul rând să-și reevalueze dorințele și vor descoperi că, deși sunt ei rebeli, de fapt, ei își doresc o relație stabilă, o femeie, un bărbat, nu neapărat de casă, serios, serioasă, cu care să poată să construiască o moștenire specială. De lumină rămâne de văzut, ar fi prima carte spirituală din toată seria. Poate să fie lumina unui aur, pentru că aici avem monede, da? Și monedele sunt din aur, a unei bogății materiale. Poate să fie, da, 5 și cu 3 este 8. Casa Scorpionului vorbește despre banii. Moșteniri. Interesant. Împreună îi veți aduce pe calea cea bună, să zic. Îi veți back to what you love. Dacă și voi sunteți rebeli și ei sunt împreună, veți descoperi că de fapt voi v-ați săturat de atâta agitație și vreți să vă întoarceți într-un spațiu senin, radiant, apropo de lumină, luminos, în care puteți să fiți creativi, puteți să fiți copii și totuși să creați lucruri de valoare, pentru că Regina de Monede vorbește despre valoare. Că acest personaj își cunoaște valoarea sau și-o va reevalua în relație cu voi, în viața de zi cu zi, dar și în viața sexuală, în viața intimă, vreau să zic, cred că așa se va întâmpla. Își va reevalua dorințele, pentru că monedele înseamnă dorințe, semn de pământ, nu neapărat că e semn de pământ. Pământul, în general, reprezintă dorințe, da? Își va reevalua senzualitatea. Dacă până acum a fost un iepuraș, o zebra, da? Țopăită sau țopăit, un playboy, un nebun, cred că se va calma în relație cu voi, pentru că latura lor întunecoasă este, despre asta n-am vorbit, 8 de bâte. 8 de bâte, cel care trage săgețile, săgețile lui Cupidul, cel care cucerește, cel care călătorește, zebra călătorește, da? Călătorește peste hotare sau se duce, pleacă, vine, discuții, iar 8 de bâte înseamnă și discuții. O grămadă de discuții, poate cu personaje diverse, neapărat cu voi. E o latura sa negativă. Da? Dorința de a cuceri, de a impresiona. Sunt săgeți. Săgețile lui Cupidon. Da? Și asta e latura sa negativă. Am zis, cred că, și repet că dacă, repet, înseamnă că trebuie să intre bine în mintea celor care ascultă. Cred că acest personaj e dispus să se implice în relație cu voi pentru că își va găsi ancora. Dacă voi sunteți doamnele care îi stabilizați, vă va adora. Vă va adora. Va simți că în preajma voastră trebuie să crească. O perioadă va fi la pământ. La pământ în sens, să zic, senzual, și apoi se va ridica la rangul și la nivelul sau acolo unde vreți voi să fie ca să devină egalul vostru. Are această ambiție, personajul acesta are ambiție să aibă victorie, să vă cucerească, să transforme situația, să se transforme pe ei. Dacă e doamnă, e o amazonă, e o luptătoare, e neconvențională,
Și dacă voi sunteți aici bărbații, să zic, mai pământeni, senzuali, mai cu picioarele pe pământ, draga mea, dar știi, nu mai fi așa zbuciumată, luptătoare. Haide să construim ceva, pentru că un bărbat și o femeie trebuie să facă ceva valoros. Trebuie să lăsăm, sau un bărbat și o femeie, noi doi, bărbat-femeie, putem crea o moștenire specială. Putem crea ceva special. Și dacă doamna este așa aventuroasă și bătăioasă, o veți aprecia ca și bărbați, o veți aprecia. Îi veți aprecia latura sa independentă, dar cu răbdare, din cap până în picioare, din picioare până în cap, o veți aduce pe o altă cale. O cale stabilă în care reușește să-și... Ah, unde, ce vrea să-mi spună mie Spiritul, Duhul Sfânt? Dacă doamna e zbuciumată și amazonă, o veți ajuta să-și exploreze senzualitatea dintr-o nouă perspectivă pământeană. Eventual, o veți ajuta să o veți face să-și dorească să devină mamă cu acest iepuraș, pentru că regina de monede reprezintă mama ideală, mama, soția, cu răbdare, cu răbdare. O veți susține. Dacă voi sunteți domni aici, o veți susține, veți lupta ca să-și manifeste o nouă valoare, să se întoarcă la ceea ce iubește. Probabil că dacă e atât de rebelă, e din cauza unor situații pe care a trebuit să le depășească, acest nouă de spade, acest stres. Oricum, aveți în preajmă un om victorios, ambițios, curajos, curajos, cu o valoare specială, am zis unic, chiar are o valoare specială, are capacități creatoare speciale. Dacă acest personaj creează, are tendința să creeze lucruri unice pe care nimeni nu le-a mai făcut. Și voi ați putea să vedeți această valoare unică în ei, nu doar în pat, și în creația sa, în aceste monede pe care ei le meșteresc, și să-i ajutați să creeze o avere din ceea ce, din această creativitate a lor. Clar sunt creativi, dar foarte neconvențional, foarte special, unici, am zis. Chiar avangardiști. Da, uite, și asta e cuvântul. Rebel, avangardiști, unici, spuciumați cum vreți voi, dar sinceri, autentici, uneori au tendința să se retragă, uneori sunt mai, le plac ce riscul, dar sunt frumoși în felul lor. Sunt frumoși. Puteți să-i ajuta să se adune, să se întoarcă pe alte tărâmuri, mai reale și la fel de frumoase. Da? Da, frumos. Ar fi frumos să mai zic. Au tendința, știu, dar sunt frumos, e frumos ce zic. Pentru oamenii care nu înțeleg, oamenii, sau de mai bine zis, oamenii care nu înțeleg, au impresia că au păsările în cap. Vedeți? Au păsările în cap. Dar păsările astea sunt idei unice, v-am zis, au o viziune foarte ieșită din comun. Și creativitate la fel. Că se manifestă în lucruri pe care le meșteresc, că se manifestă prin cuvânt, prin felul în care vorbesc uneori. Iar, variază. Dar sunt fain, sunt fain, sunt simpatici, mie îmi plac. Acum, când am terminat etalarea, chiar îmi plac. Și cine acest personaj care îi ancorează și îi ajută să descopere această latură senzuală, pământeană, le explora simțurile împreună, gust, miros, văz, auzi, puneți muzică, masaje, chestii, parfumuri, lumânări.
Repet, dacă e doamnă, trebuie descoperită. Back to what you love. Trebuie descoperită, explorată cu răbdare. Dacă e domn, el vă va descoperi și va zice, wow, așa ceva, n-am crezut că pot să trăiesc. Da, cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!